Mă auzi bine? Te aud și te văd și te înregistrez. Da, bine. Bun, putem începe. Da, înregistrez. Pornim. Nu știu ce temă vrei să vorbim azi, de ce nici nu te întreb nimic. Zic, știi? Bună seara. Bună seara. De, situația, deci atâtea evenimente în lume, în Republica Moldova, în România, în Statele Unite, deci că programul poate să schimbe. Deci, am vorbit în ultimul timp mult despre gemeni și chiar mi-au venit unele, acum o rudă de-a mea la Chișinău, mi-a sunat un cunoscut și al meu și al tău, l-ai numit de în alte discuții, că băi, vorbești de Poroșenko, dar toți spun că Poroșenko nu a avut nimic la Gemini, nu a avut ci atât al pune greș pe dânsul, deci el acolo a fost președintele Ucrainei, deci prieten cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și așa mai departe. Dar e vorba de centru comercial Gemini, nu despre zodia gemenilor sau altceva. Nu, păi problema că eu am vorbit despre Poroșenko și pe mulți îi deranjează aceasta, am vorbit și mai înainte, Poroșenko a fost la Gemini, nu pot să nu-l numești întotdeauna, a activat și la alte instituții, primii mari bani care i-a făcut, cred că Mihail și Petru Poroșenko au fost banii făcuți în Republica Moldova, adică ei au devenit milionari, cum spunea un coleg de-al lor, a devenit milionari în dolari prin anii, sfârșitul anilor, pe 97-98 cam pe atunci, deci ei au devenit milionari atunci, activitatea cărora mare parte se desfășura și în Chișinău. Poate o parte din ea activă, deoarece în Moldova activa mai mult Mihail Poroșenko, Petru Poroșenko mai venea așa prin ospiții și când erau de rezolvat probleme importante. Și de ce, deci iată, ce ai spus că ai documente, deci iată, un coleg de avocat mi-a transmis că ce atâta cu Poroșenko. Deci iată, în primul rând, iată, arăt, aceasta e copie. A copie se vede mai bine, dar aceasta e originalul, același document, iată, ștampila în original, iată, nu știu dacă se vede cum o să vadă. Ba, se vede, se vede bine. Iată, se vede originalul ștampilii, iată semnăturile, iată semnătura lui Poroșenko. Acest document se numește Cartăcica с образцами подписей должностных лиц и отписка печати ПИФ Bucuria Invest S.A. Adică fondul investițional Bucuria Invest. Iată, e scris aici că aici este Poroșenko Piotr Alexeievich, președintele Soveta. Și aici semnătura. Are vreo legătură cu fabrica Bucuria? Da, deci PIF-ul ăsta, iată acum, deci acesta este original, documentul al arăt și așa pe o parte, acesta este original, deci председателя Совета фонда Петр Порошенко, Ладан, вице-председатель, Семен Сергеевич Ладан, вице-председатель Совета фонда, и Монтян Юрий Григорьевич, специалист по ценным бумагам, в принципе, если сказать. Это, значит, Монтян Юрий Григорьевич, но справедливо, это Юрий Монтян, дела посту депутатом парламента Республики Молдова, депутатом партии Луи Коммунист. Ого. Да. И sunt semnăturile lor în original, acesta nu e unicul document care l-am eu cu semnătura lui Poroșenko, iată aici am făcut copii care se văd destul de bine. Și document din anii 90, da? De când? Acesta este un document... Când se făcea privatizarea pe bonuri. Da, da, da. Și iată, aceste documente eu le-am păstrat, știind că o să apară necesitate, poate să le folosim. Iată, aici este, iată, prezint o procură. O procură în original ștampila, în orice caz. Problema constă în aceea că ele poate, dar scris aici, scrisul pe documentul ăsta a fondului Bucuria Invest, este scris de mână tot.
Aici și nu cred că este un fals sau ceva făcut la computer în culori. E, n-ai văzut că Ilan Șor semnează documente în Parlament fiind plecat din țară și... De ce eu fac și remarca asta? Tot poate fi. Aceasta este o procură dată de 03.07.2000, în care este scris настоящая доверенность выдана Порошенко Петру Алексеевичу, проживающий по улице Грушевского, Новый, Шашамай Департ, Киев, для представления интереса компании компания ДН офшор, наримар импортанция денумира, на общем собрании акционеров акционерного общества Букурия. Порошенко есть импортерничество, и семнатура, что там, Зайцев, С.И. Зайцев, семнатура, упомянутое удостоверяю, адică ел, аici ar trebui să fie semnătura lui Порошенко. Да, aici este alte procure, tot pe numele lui Порошенко, semnată de acum, că el este împuternicit să fie prezent la adunarea Societății pe acțiuni Bucuria, semnată de doamna Dea Dinciuc, tot pe data de 3 iulie 2000, anul 2000. Dar uite alte procure, de acum sunt procure eliberate și semnate de Порошенко. Că настоящий доверенности Вдовиченко Александр Григорьевич, а с вами нет, это настоящий Дядинчук, Зайцев и Вдовиченко, с вами не экипа Лу Порошенко, Карактиван, Молдова, Птимпчела. Сейчас аича, где есть сенатура оригинала дому Лу Порошенко, где ел он путерничешнипи Вдовиченко, с партичпила адунария генерала Сочетец Инспекцион Джемин. Я ты Букурия, Джемин Шамедбарт. И экзисты, я ты брел с Арет. Încă câteva documente, deci acestea sunt un fel de recipise. Deci după aceea, după ce a pornit el de la Bucuria, a continuat business-ul cu Roșen și abia după aceea a ajuns președintele Ucrainei, da? Ok, da, asta. Și iată, uite, aici știi că a vorbit chiar și domnul Usate despre Șupaschi, care acționare la Răsa Gemi și la toate întreprinderile care le-au aparținut lui Porošenko și lui Madan, Șupaschi, care a fost omorât cu cruzime toată familia lui. Și iată, eu dețin documente scrise de, iată vreau să-i spun și domnul Usatăi, scrise de Șupaschi, cu mâna lui, iată, aici este clar, Șupaschi scrie la 1 Декабрь 1997. Прошу выдать на приобретение акций, ну скорее кой, $2000. Ши, есть дата, ши семнатура Шупаски. Майди парти. Расписка, отели. Расписка. Я Шупаски КВ получил от Артюшенко СК. $1500 США, 26 septembrie 97. Iată, asta e scrisă de și semnătura lui Șupaschi. Mai sunt, iată, Șupaschi polucil o artișen, care făiz de astea, $980 lei. Și Șupaschi scrie, получил Артюшенко. Это ведь Артюшенко, Шупаски и Шалци были импликации на фасе к купарарию и вензарию акционеров. Эса Джемини, другие предприниматели. И это, есть версия, которые анкетаторы из Республики Молдова и Шалци, которые анкетат Марта Лу Шупаски, ау респинсо тотал, что Шупаски был умер из-за того, что был импликат на фасе к акционерам и afaceri care se presupuneau că el a furat bani. Sau, deci, există și altă versiune că Șupaschi a refuzat. El a, foarte multe acțiuni au fost înregistrate pe numele lui Șupaschi. Și la București, la fabrica de sticlă și la Gemi. El a fost, există altă versiune că el a fost omorât din cauza că a refuzat să înstrăineze acțiunile sale la aceste întreprinderi. Și iată, aici există, iată, mai sunt mai multe asemenea hârtiuțe. Există și original, aceasta este o copie care mi-au adus-o mie la rugămintea mea din Chișinău. Deci, acestea sunt svedenia o scupche acții na S.A. Bucuria.
Și scris, aici e scris de mâine, aici e scris, получено маху от магазина, adică S-A-G-M-I. La pe data din 1 octombrie 99, 5500 de dolari, pe data de 12 octombrie 99, 4300 de dolari și așa mai departe. Adică de ce este o dare de seamă, care de obicei asemenea dă de seamă era scris pentru Poroșenko și Madan și se cunoaște, deci cunoaștem și numele persoanei care au scris-o și aceste documente au fost prezentate organelor de anchetă la sfârșitul anilor 90, au fost intentate o sumedenie de dosare penale în anii 2000-2004, inclusiv în 2004 a fost intentat și dosar pe articolul 284, Cod Penal al Republicii Moldova, adică crearea organizației criminale. Însă și acest dosar, pe baza articolului 284, eu am o scrisoare de pe anii 2015 de la Procuratură, că dosarul ăsta a fost suspendat după informațiile mele. El e suspendat și până azi, din cauza că n-au fost stabiliți persoane care ar putea pune sub învinuire pe dosarul acesta. Dar mă, tu ai documentele astea de când erai administrator și lichidator la S.A. Gemeni. Da. Ai ajuns acolo ca jurist a unuia dintre implicați, da? Da, da. Petru, echipei deci, care a presupune că a câștigat dosarul de la CEDO numărul 1988 anul acesta. Deci, de ce mai vreau să am zis că să mai vorbesc despre semeni? Că în presă, iată, mi-au trimis mie pe e-mail extrase din articole care apar în presa Moldovei a celor care astăzi se află la asta gemeni, Rogopu și alții, care spun că ei fac presiune în articolele astea. Presa din Moldova, nu știu care acolo, Ziarul de Gardă sau alții, că de obicei ăștia scriau, toți erau prieteni cu Poroșenko, Madan și echipele acestea, chiar și în Jurnal TV eu am făcut cu dânsii două emisiuni, le-am înregistrat, le-am pregătit pentru publicare și aceste emisiuni n-au mai ieșit, n-au apărut, iar una, prima emisiune. S-a întrerupt. Refacem legătura. M-a întrerupt cineva. Mm-hmm. Iau măsură pentru... Continuăm. Și... Alo. Eu te aud. A, cred că chiar mă tale închez. Nu știu să mă suni el. Da. Ce scuze, deci... Nu, e problemă tehnică. Eu continuam să te aud. Deci, de ce am... Că în presă acum apare iarăși... De obicei, iată, presa toată, deci până la urmă, dar chiar pregătesc ceva, am relații cu jurnaliștii, deci unii, și până la urmă toată informația aceasta ajunge la cineva și mă trezesc că toate, am făcut, iată, cu Jurnal TV trei emisiuni, trei înregistrări. Și prima înregistrare a fost în așa fel falsificată. Au fost introduși persoane despre care eu nici nu mă așteptam și au schimbat esența celor înregistrări, spuselor mele și așa mai departe, au dat pe bucăți. Era două emisiuni pe care le-am pregătit, nu au apărut deloc. De orice au intervenit persoane și iată când la Jurnal TV, nu știu cine astăzi mai activează, cine acolo îi conduce, dar când erau oamenii nemijlociți apropiați al lui Andrei Năstase, m-am adresat lui chiar Năstase, și straniu că nimeni nici nu vor să audă despre, până la urmă, despre publicarea materialelor acestea, sunt nevoite așa prin internet și iată cum în presă apar articole în favoarea celor care se află astăzi la GEMI. Dar cine se află astăzi la GEMI?
Oamenii nu plugodniuc acolo, la Gemi, la Unic, la alte întreprinderi, la... Pur și simplu, deci ei au trecut pachetele de acțiuni respective dintr-o mână în alta și ăștia acum care se află la Gemi, ei acolo două persoane, soțul și soția, deci nu, i-am numit eu, ei fiind la Rogop, Rogopul ăsta tot a fost în principiu format, constituit de plugodniuc și oamenii lui, acolo toți ei au activat cât au făcut și la Plăcinte și peste tot locul, la Andy Spița, Plohotniuc a activat prin alți persoane. Și dar și Andrei Năstase ziceai că era implicat în dosarul Gemeni și el reprezenta pe cineva. Nu, ce să-i fac lui Andrei? Ce pot eu face? Știi, eu am mai spus că nu mai leg cu nimeni, nu mă mai duc în judecăți, nu mai apăr nicăieri, nici la CEDO, nici oricărui interes, pentru că este ceva incredibil până la urmă, până unde pot ajunge cetățenii Republicii Moldova, când mai ales este vorba de niște bani. Deci domnul Năstase, da, a fost implicat, am și dovezi, și Vasile, și Andrei, eu nu cred, dată, lasă-mă de în judecată, și când ei, de exemplu, domnul Andrei a devenit ministru de interne, eu am crezut că el va face ceva, va mișca ceva din loc, va pune umărul la demolarea corupției sistemelor respective. Și am fost nevoit până la urmă, am încercat, știi, așa, fără neoficial să mă întâlnesc cu, în primul rând cu domnul Vasile, în al doilea rând cu domnul Andrei, și ei m-au trimis așa, știi, mai departe. Am fost nevoit oficial să mă adresez, să scriu cerere ministrului de interne, să mă primească, am prezentat și documente. Când după ce a plecat domnul Năstase, el mi-a scris unul și același răspuns la vreo trei cereri, știi, care au fost înregistrate în perioade diferite. E greu. Și ulterior, deci, atât domnul Năstase a făcut ceea ce a făcut. Eu am rămas uimit, în primul rând, când el a devenit, că el a acceptat să devină, să fie ministru de interne. Ceva incredibil, nu puteai nici de cum, chiar și un elev începător în politică, dar el nu era începător în politică, el, mie mi-a plăcut cum el a activat în perioada aceea a protestelor, dar cum a activat partidul, el și partidul condus de dânsul, după ce Plohotniuc a plecat din țară, este ceva de incredibil. Eu nu-mi închipui și nu găsesc cum lămuririi la ceea ce s-a întâmplat cu Andrei Năstase și echipa lui. Ei, dar mă rog, așa e viața. Și de ce eu nici nu prea știu cum să procedez am avut încredere, spun direct, în domnul Stoianoglu, mai mult decât în ceilalți, poate cu excepția lui Gligor, care știam că nu va ajunge nicăieri și cred că nu va ajunge, Gligor vrea să devină procuror general, dar cred că nu va fi lăsat nici într-o situație, nici chiar de Maia Sandu, nu va fi, de echipa lui Maia Sandu nu va fi acceptat, pentru că mai există, iată, candidatura lui care poate schimba în procuratură. Mă gândeam la Stoianoglu și necătând că eu am participat la concursurile acestea, eu n-aveam nicio speranță și nicio șansă. Am participat și eu să văd ce se întâmplă. Și atât închipuiți ieri sau când, alaltă ieri la televizor, văd pe domnul ăsta, care a fost șef comisiei parlamentare din partea Partidului Maia Sandu, Litvinenko, da? Vorbind despre că el s-a adresat curții constituționale cu ăsta... Posibilitatea este posibilă sau nu dizolvarea parlamentului, autodizolvarea parlamentului, știi? Și eu mă gândesc, el vorbea la televizor, știi, că autodizolvarea parlamentului trebuie să se facă cu două treimi din voturile parlamentului. De unde a luat el asta? Eu, știi, am impresia că Litvinenko ăsta este de-a lui Plohotniuc sau de-a lui Voronin încă. Pentru că el tot ce a făcut, tot ce vorbește el, e foarte greu de înțeles, el vorbește și în orice discurs o poziție absolut aiurea, iată care, cum, dar de ce cu două treimi, când se poate cu 51 de mandate, cu 52 de mandate? Unde e scris că Parlamentul poate să autodizolve cu două treimi? El ce așteaptă le-a sugerat curții
constituționale să-i spui că Parlamentul poate fi dizolvat cu două treimi? Dar de unde să iei ei două treimi, că dacă nici 51 sau 52 de mandate nu pot aduna? Cum poate, aia, Sandu? Poate nici ei nu vor tare anticipate. Păi, iată, dar lasă spune! Maia Sandu a spus că vrea, face tot posibil, vă propun... Păi și Dodonul a spus că vrea și cam toți au spus că vor anticipa, hai, deșor și... Hai să-i punem, eu de exemplu nu pot, astăzi cel puțin, să o pun pe Maia Sandu pe celălalt cântar sau să spun că Maia, încrederea Maia Sandu poate să fie ca încrederea în Dodon. Maia Sandu nu mai conduce partidul, pe când Dodon tocmai a fost ales președinte PSRM. Lasă, nu mai spune minciuna asta că nu conduci partidul. Cum îmi conduci? Tu îți închipui. Maia Sandu era un om simplu și conducea partidul și toți ei îndeplineau și toți ce și spunea ei, da? Atunci era președinte, acum nu mai este formal. Amui președinte. Și ea și... Ea e președinte de țară, nu președinte de partid. Hai, lasă, asta, uite ce. Asta e o minciună, asta e o prostie mare când i-au băgat ăștia din Europa. Poziția aceasta că președintele nu trebuie să fie șef de partid sau mai știu eu ce. Dar și, ia du-te în Statele Unite, Biden, e democrat, el ce, a să-și dă demisia acum? De unde a văzut? Cine a văzut asta? Acolo e altă jucărie, acolo e dualism de partid, pe când la noi e pluripartitism, e democrație, nu ne comparăm noi cu americanii. La ei standardele sunt de sute de ani, noi abia de 30 de ani am stabilit. Standarde de 300 de ani care lucrează. De ce ei la dânsul? Vedem și la ei cum lucrează standardele cele de sute de ani. Statele Unite în decădere, se apropie de un dezastru colosal. Iată, eu să da Dumnezeu să iasă ei din situația aceasta. Să închipă că 70 de milioane au votat pentru Trump și 80 pentru ăsta, pentru Biden. Ce așteaptă țara asta? Eu vreau, iată, o să ajungem și o să... Așa se întâmplă din 4 în 4 ani, jumate votează pentru unul, jumate pentru altul și o mică diferență între ei de fiecare dată. Nu e așa. Întotdeauna serviciile secrete intervin și se face cum trebuie, știi? Hai să-ți povești conspiraționiste. Bine, bine. Nu, stai. Hai să revenim la Gemeni. De unde ai matale acțiuni? Că ai fost jurist doar, apărător. Am ajuns la ceea ce, și vedem ce se întâmplă în Statele Unite. Dar dă să ne întoarcem la, iată, la care e problema cu Gemeni. Iată, băieții scriu în ziar că să le se calcă drept. Ziarul scrie că cineva face presiune asupra, adică guvernul face presiune asupra Curții Supreme de Justiție ca să le dăie clădirea lui Madan Șojog, adică că să iei clădirea de la Plohotniuc. Pentru mine, în principiu, e mai bine ca clădirea să fie luată de la Plohotniuc și dată la Madan. Dar, băiat, iată, puteți presa scrie, bă, cum Curtea Supremă de Justiție nu e... Încă n-a luat hotărâri, dar 1,5 milioane de euro de acum au fost date de guvern. Nu joc și Madan și Roicu. Ca să execute o hotărâre, o decizie a Curții Europene, care e obligatorie, nu se discută. Stai. Dar păi stai alea, cine i-a încurcat Curții Supreme de Justiție să ia, timp de 3 luni de zile să anuleze hotărârea ei ilegală din 20 mai 2005? Cine i-a încurcat? Nu i-a încurcat nimeni. De ce Curtea Supremă nici până azi nu a luat hotărârea? Dar de ce guvernul s-a grăbit atât de tare să dea 1,5 milioane? Iată, procurorii poate să-l pune întrebarea sau nu? Și încă o dată, mai repet, și ție, și ascultătorul tău, și pentru guvern și ceilalți. Și hotărârea CEDO de a ca Moldova să plătească 1,5 milioane și să întoarcă clădirea sau banii, este absolut ilegală. Și eu am să fac tot posibil ca să dovedesc asta. Iată, eu termin de scris respectiva adresare față de președintele CEDO și față de CEDO, pe dosarul meu și pe dosarul ăsta 1988. Am înțeles bine din ce spuneai dumneata până acum, deja de câțiva ani vorbim despre Gemeni. Ai și dumneata acțiuni acolo? Da, am și păi eu. Păi cum le-ai obținut dacă erai doar jurist? Le-am cumpărat. Ok. Pe parcursul perioadei, când Parașenco și ceilalți au vândut acțiunile societății pe acțiuni Gemeni. Deci le cumpărai de la Poroșenco? Le cumpărai de la Poroșenco?
gemeni le-au cumpărat de la Poroșenko, au fost implicați în afacerea asta, Iurii Roșca și domnul Vladimir Țurcan, care astăzi e la Curtea Constituțională, și ei tac chitic despre această problemă și situație. Poroșenko au vândut, ei fiind interimari în toată afacerea asta, la gemeni. Noi, eu fiind administrator gemeni, am procurat acțiunile de la firmele care... Dacă e societate pe acțiuni, înseamnă că sunt acționari, nu există întreprinderea gemeni care cumpără acțiuni. Există acționari. No, Poroșenko... Stai. Există excepții. Când acționarii decid să răscumpere acțiunile, anume, este în legea, tot s-a făcut legal, deci, iată, tranzacțiile acestea au fost trecute prin Comisia Hârtiilor de Valoare, au fost înregistrate toate și așa mai departe. Absolut, a fost făcută conform legii despre societățile pe acțiuni la vremea aceea. Din 1997, în vigoare, au fost modificări din 1997. Și iată, în plus, eu eram, dar problema constă în aceea că eu eram acționar din ziua fondării a societății pe acțiuni din 1994 sau 1995, că eu atunci eram angajat la ăsta gemeni în calitate de consilier juridic. A, deci de mult ești în relație. De mult. Am aveam 1000 și ceva de acțiuni. Uh-huh. Dintre care, pe urmă, eu am completat suma asta de acțiuni, cumpărând acțiuni de la gemeni după când Poroșenko a fost izgonit din Moldova și el a vândut toate activele sale, când a venit Voronin la putere. Uh-huh. Și numai, cumpărând acțiunile și devenind administrator a ăsta gemeni, eu în 2006, ei nu s-au restabilirea gemenii, iată, hotărârea asta ilegală din 2005 a fost emisă de Curtea Supremă de Justiție la presiunile lui Petro Poroșenko, care era atunci secretarul Consiliului Superior al Ucrainei. Consiliul Suprem de Securitate. Naționale a Ucrainei. Și Voronin i-a promis că când a venit el, prima dată a fost primit în audiență de Voronin ca secretar acestui Consiliu Securității Naționale. Asta a fost în februarie. Presupui că n-ai de unde să știi. Ce face? Presupui asta, că doar nu erai acolo și nu știi ce i-a promis Voronin. Nu, mie mi-au spus oameni care din cred, care erau cum acolo, știu eu, din cercul consilierului Voronin care stau la această ședință. Mai mult ca atât, eu, deci am foarte multe informații, deoarece eu, ca administrator asta gemeni, unde activau o sumedenie de peste 200, undeva vreo 200 de întreprinderi, erau foarte mulți oameni care lucrau, rudele lor lucrau la gemeni, dar ei, ceilalți, mai tata, mama și alții, lucrau la Centrul Național Anticorupție, la Procuratura Generală, la Ministerul de Interne. Și deci ei vineau și spuneau, când am aflat, eu în septembrie sau octombrie 2006 am aflat, mi s-a spus că vine Voronin peste voi. Adică și la 11 ianuarie 2007 am fost, s-au început de prealabil proces, când au văzut ei că se întinde problema, întrebarea rezoluționară, ei au venit direct și au ocupat gemeni când eu nu eram în sediu acestui, încă eram în deplasare în România. Printre altele, am apelat și la ajutor autorităților români, deoarece erau la gemeni mulți cetățeni din România, având cetățenie română, mi s-a spus că, băi, adresați-vă la ambasada României, așa ei o să vă susțină, știi? Da, ai zis că România a cumpărat acolo, deci, a adus o firmă, o întreprindere. Eu am zis că mai multe, nu o să mai, numai în cazuri excepționale o să vorbesc despre gemeni, pentru că pare impresia că eu o să obsedat de situația de acolo, dar este păcat, deoarece eu încă o dată spun că statul nu trebuie să plătească niciun leu acolo, deci statul îi aparține, iată, dacă, auzi? Dacă Curtea Supremă, de ce așa mare vânzoleală în presă despre cu decizia aceasta CEDO? Mie mi-e foarte convenabil, auzi, ca decizia CEDO să rămâie în vigoare, să nu fie pe urmă modificată, dar eu cred că... Va să vedem. Că dacă se realizează hotărârea CEDO, Curtea Supremă de Justiție trebuie să anuleze obligatoriu hotărârea ei, încheiere sau ce-o luat în decizie.
de spre restabilirea Gemeni. Auzi, Gemeni devine la situația din 2003, adică până la 2005, ca societate lichidată. Dar la lichidare ce era? Madan, Petru Madan și rudele lui Ojoc și Roigu luase 40% din încăperi, iar eu am rămas ca administrator în procedură de lichidare a Gemeni cu 58% și 15%, adică 60% din încăperi. Eu administram la momentul cel. Și eu vreau să văd cum Curtea Supremă să hotărască problema asta. Dacă ziceai că la sfârșitul lunii o să examineze, dacă nu o să amâne, a câta oară? Păi eu cred că o să amâie. Poate băieții acolo așteaptă, nu știu ce așteaptă, dar există mai multe posibilități. Acolo, deci toți, cum și în dosarul meu penal, toți stau cu banii așa, fluturându-i și așteaptă cine să le primească, cine să primească sumele este, care se duce la pensie acolo de la Curtea Supremă și așa mai departe. Eu vreau să văd, dar eu am zis, eu le-am scris la cei de la Curtea Supremă, dar eu vreau să văd care din voie să-și iei răspunderea pentru, de exemplu, condamnarea oamenilor nevinovați, că nu numai eu sunt condamnat acolo, mai sunt, în dosarul meu penal, și care să iei răspunderea să emită hotărâri pentru îndeplinirea deciziei CEDO din februarie, 8 februarie 2020. Eu vreau să-i văd. Iată, să așteptăm. Posibil nimeni nu o să răspunde care e problemă. Văd că în general în lume ceva e haotic, se dezvoltă, nu mai înțelegi nimic cine și ce face și așa mai departe. Iată, chiar mi-e interesant ce o să facă doamna Maia Sandu, iată acum. Pentru că care e problema? Dacă tu, nicăieri nu e scris nici în Constituție, nici în lege, că nu se poate dizolva Parlamentul sau nu e interzis ca Parlamentul să autodizolveze. Domnul Litvinenko, iată, las să folosească, în loc să adreseze la Curtea Constituțională, dacă făcea proiect cel de lege care am vorbit data trecută, că din două propoziții, că Parlamentul se dizolvă, se autodizolvă, începând cu data cutare și se numesc alegeri în data cutare, și semnează proiectul ăsta 52 de deputați, se duce cu el în Parlament, vine 52 de deputați și îl votează. Care e problema? S-a primit lege, 52, a votat, majoritatea. Fără majoritate nu poate activa Parlament. Gata. Legea va fi cu... Atunci cei care sunt împotrivă, lasă-o să o atași la Curtea Constituțională și eu sunt sigur că Curtea Constituțională să o declare constituțională. Era simplu, de mult, Parlamentul de-am era dizolvat dacă făcea așa. Și dacă găsea majoritate, că majoritatea e 52, cam greu să găsească. Eu cred că găseau, asta e altă problemă. Eu cred că era foarte simplu, iată domnul Osată de mult a spus că eu autodizolv Parlamentul. Alta, eu am ieșit cu propunerea asta de mult, cu autodizolvare. Deși Usatăi trebuie să-și iei asupra lui încălcare acolo, poate nu chiar încălcare, dar în principiu încălcare, a Constituției Republicii Moldova, împrăștiind Parlamentul în baza articolului 2 a Constituției. Ceea ce cam acolo, poporul, nu știu ce. Păi iată, fă un proiect de lege cu de autodizolvare, adună 52 de deputați, și autodizolvă Parlamentul și nu încalci nimic, nimeni nu o să-ți zică nimic ca președinte ții sau ca cui acolo. 52 de oameni, de deputați, aleși de popor, au decis că ei se duc autodizolvă Parlamentul. Și nu mai vine nici unul acolo să-i înlocuiască, ei gata, au hotărât, este lege. Și este numită și ziua alegerilor. Poftim băieți, gătiți-vă de lege. Și dacă vreți, cineva a atacat la Curtea Constituțională. Dar eu mă gândesc că doamna Litvinenko sau chiar Maia Sandu vor să aștepte data 20 și să le zic americanii sau mai știu eu ce. Eu și iată vreau să văd. Dar când Curtea Constituțională, hai să mai mult nu discutăm, hai să încercăm să ghicim ce să hotărească Curtea Constituțională a Republicii Moldova în baza adresării lui Litvinenko. Eu cred că Curtea Constituțională zic se poate dizolva Parlamentul, de autodizolva, se autodizolve Parlamentul,
și nici nu o să le scrie cu câte voturi. Eu cred că dacă curtea, dacă se deștept, cât de cât deștept acolo la Curtea Constituțională, o să le scrie că Parlamentul poate să se autodizolve prin lege organică care se adoptă cu 50 plus un vot. Iată ce o să, nu cu 2-3. Și eu atunci vreau să-l văd pe domnul Litvinenko, deși el a scris că, sau nu știu dacă am înțeles eu corect, câteodată de la dânsul este greu de înțeles ce vrea să spune. Dacă el a spus, dar am înțeles și de parmise și de la altcineva acolo de jurnaliști, că ei spun că Parlamentul trebuie dizolvat cu 2-3 din mandatele deputaților, ceea ce absolut este necorect. Da, impeachment președintelui pot să înaintez cu 2-3, da. Să autodizolvi Parlamentul, nu, e de ajuns 52 de deputați. Ok. Iată, deci, cam asta. Stai că am văzut încă ceva, aici am scris eu. Uite, Nima. Procurorul general Maia Sandu a zis, sau cine, jurnaliștii au zis că Procurorul general a declarat că asupra lui se fac presiuni politice. Presiuni politice. Păi, dar de ce nu? De ce să nu se facă? Dacă tu le admiți. Păi, fiecare, poate orice deputat să ia demisia procurorului, să spună că el nu e la locul lui, comisia juridică poate să-l cheme. Care e problema? Toți zic că nu vă implicați politic în activitatea justiției, nu vă implicați politic în activitatea procuraturii. Dar activitatea procuraturii, ce nu e un act politic? Activitatea justiției nu e un act politic. Procuratura este organ de stat, public. Justiția nu e judecătorie, nu e organ de stat, public. Și tot ce e stat este legat de politică. Dar puteri separate în stat și interzisă interferența între puterea executivă, judecătorească și legislativă. Eu nu mă pot băga, eu sunt deputat, nu mă pot băga în anchetarea unui dosar concret. Dar eu pot ceri dare de seamă de la procuror. Dar cum ați terminat voi dosarul ăsta? Eu pot ceri de la justiție. Dar cum ați luat voi hotărâre irrevocabilă? Când eu mă uit în dosarul ăsta și el e absolut ilegal. Deși băieții tăți, iată, și a doua problemă. Iată, Maia Sandu a declarat, am auzit și eu cu urechile mele, că ea nu poate destitui procuror general. Dar cine poate să-l destitui procuror? Și, deci înseamnă că la noi sunt oameni care nu pot fi destituiți din funcții și, într-adevăr, sunt. Iată, există un principiu, că orice persoană care este numită într-o funcție poate fi destituit din această funcție în ordinea în care a fost numită. Cine a numit procuror general la noi în țară? Președintele. Era parlamentul, numea acum președintele. De ce președintele nu poate cere demisia procurorului general sau destituirea lui? Măcar să înceapă procedura. Asta poate că în anumite condiții e posibil, dar trebuie să fie încălcat foarte grav legea, cum se discută iată în România despre destituirea procurorului general, avocatei poporului sau a membrilor curții constituționale. Păi da, parlamentul, păi iată, expiră termenul de destituire. Parlamentul numit-o, parlamentul lasă-o destituie. Nu e nicio problemă. De exemplu, când eu sunt împotrivă că judecătorii să fie numiți pe viață. Dar de ce să-l numești pe viață? Dacă el o creat o grupare criminală, iată, de exemplu, procurorul general, își face o echipă de băieți și începe să încalce legea. Cine a să-i dovedească lui că el încalcă legea? Pentru că nu există mecanism astăzi. Dar comisia juridică, de ce nu poate să se implice în procedura aceasta? Păi băieți, de atâta și am ajuns la aceea că nu putem trage la răspundere pe Plohotniuc, pe Dodon, pe nimeni, nu putem trage la răspundere, toți au furat în toate părțile și nimeni, știi, dar iată cum începe rotarul, iată, au venit la Gemeni și au făcut regulă acolo, poate asta de dovedit că eu când am venit acolo, toți se dădea tot în chirie, neoficial, bază de contract, 5 euro pe metru pătrat, când în realitate îi dădeau în chirie cu 100 de euro metru pătrat la primul etaj. La doilea etaj 80, iată și acum interesant, cum se dă în chirii spațiile. La 3 etaj 60 și la 4 etaj 40. Dar ei tot locul luau, nu mai zic, la primul etaj luau 5 dolari, de la cel la ultimul câți? 2 dolari. Și eu când am venit, deodată plata impozitelor a crescut cu 1000% sau nu mai țin minte cât. Și atunci am zis, dar ce trebuie să iei, știi?
Dar dă ne nouă. Tu pleacă, știi. Și atât așa, eu am vorbit despre Voronin la Gemin, despre Poroșenco la Gemin, despre iată încălcările care se fac băieții acum, Rogop, nu știu ce acolo. Banca, Agrobancul s-a băgat acolo. Cum o dat ei credit și-o luat Gemin în gaz? Când știu că există hotărârea curții europene că tot ce s-a făcut la Gemin este ilegal din 2011. Și banca n-are juriști, n-are specialiști. Și eu iată îi scriu procurorului general, îi prezint documente, îi prezint contractul de gaz, prezint tot, fac tot pentru ei. Băi băieți, gândiți-vă ce faceți. Ei au zis că, mi-au spus că procurorul general a zis că el nu se ocupe cu Gemin și i-a dat înlocțitorul lui. Dar înlocțitorul lui îi trimite la băieții și care s-au mai ocupat cu Gemin de acum 15 ani. Și ei timp de 15 ani tot se ocupă. Printre altele, când a venit Filatul din prim-ministru, pe mine m-a invitat la dânsul și a zis că noi știm, tu la Gemini acolo, fă o conferință de presă, dar noi facem regulă la, și începem să facem regulă la Gemini, la bucurie, la fabrica de sticlă și așa mai departe. Dar pe oameni s-a dovedit că băieții, nu numai eu am fost acolo invitat de Filat, și Stipuleac, și frații ăștia, și Țopa, și tăt, eu există și dovezi în sensul ăsta. Ei au invitat oamenii și eu stăteam la spital că, când mi s-a transmis că domnul Ghimpu ne invită la el să-l informăm de ce se face la ce-a făcut Voronin și tăsă aici. Ghimpu fiind președinte interimar și speaker de parlament. Nu, atunci el era deputat, numai că era în septembrie 2010 asta. Când a devenit Filat prim-ministru, atunci Ghimpu ne-a chemat repede. Întâi Filat ne-a chemat și apoi Ghimpu. Și, nu, sau întâi Ghimpu, nu mai țin minte, în principiu există că nu numai eu am fost pe acolo, dar eu, după ce ne-a invitat Filat și eu am înțeles că, peste volumi de zile am înțeles că numai ca să afle informații, pe urmă ne invită, mi se transmit că Ghimpu, inclusiv și pe mine, mă invită la audiență la el. Și eu am zis că, băi, eu mi-au adus hainele, eram gata să mă nu. Și pe urmă mi-a sunat o persoană și a zis că, băi, nu te duci degeaba, știi. Și așa și-a fost. Nu. E ceva, eu nu mai, cum oamenii ajung în parlament, Doamne ferește, deci e ceva oribil. Așa, și domnul Filat, până la urmă, eu în afară de ea, dar am fost la Filat, în audiență, el mi-a zis că, da, noi știm tot, ea ca o persoană, ea ca să lucrez, mi-a zis așa, uite, a chemat omul, a zis că ai să lucrez cu dânsul. Adică toată informația eu trebuie să și ne pregătim de conferința de presă. Conferința de presă, eu amânat-o și amânat-o, până eu singur de acum am început să insist și au avut loc tocmai în 2010, în ianuarie. Când, și după aceea au venit procurorii peste mine, Filat nu s-a mai implicat, iată așa. Și iată, cel mai important, că au apărut iată articolul acela care l-am arătat eu de la ziarul de gardă, știi, despre Voronin implicat în afacerile cu ăsta Gemin, și pe urmă toată presa a fost preîntâmpinată, inclusiv și televiziunile, că dacă mai apare ceva despre Gemin, despre bucuria, despre fabrica de sticle, Poroșenco și alții, astea, atunci vă distruge. Băieții de la gazeta Panorama, da? Mi-au spus că noi avem familie, avem colectiv, avem întreprindere, dar și prieteni la noi și așa. Conducătorul care pe urmă, deci a fost candidat și el la funcția de președinte a țării, nu, dacă a vrea să discute cu mine prin intermediul justiției, mă rog, dar iată cam așa e situația. Cel mai important în ultimul timp, deci domnul Usate, știi, mă sună, da, când Șparski, știi, l-am sunat eu întâi, pe urmă el, prin secretar, pe urmă am discutat personal, știi, vă două săptămâni când să ajung la audiență la el, să ne întâlnim, deci el a fugit de mine. Nu înțeleg nimic. Și deci eu, iată, mai caut și eu să mai adresez că mai ies prin sistemele astea de informaționale din internet, dar de la urmă mă gândesc, dar îmi trebuie mie, știi, nu știu, deci
cum se poate de schimbat ceva în țara asta, este oribil. Iată, când l-am auzit pe Litvinenko despre că el s-a adresat la curți, cum s-a adresat și așa mai departe, și când am auzit că Maia Sandu nu poate destui procurorul general, atunci deci cam e tare salut. Vom vedea, deci în principiu eu sper că doamna Maia Sandu va face ceva, pentru că dacă nu face, deci mai vine din urmă domnul Satăi. Unica în speranță, știi, că totuși ceva, se vor împinge unul pe altul și vor face ceva. Dar dacă nu, mă rog, Moldova e gata, e terminată. Deci. Republica Moldova, în principiu nici la vecini nu-i mei, și în Ucraina, și în România, cam tot aceeași situație. Cam în fostele țări socialiste, în fosta Uniune Sovietică, e prăpăt. În principiu, dar văd că și în Statele Unite. Chiar m-a mirat colosal ce se întâmplă în Statele Unite. Eu cred că toți au fost mirați și stresați. Deci e greu de prevăzut la ce poți să te aștepți. Mai ales, iată, despre o decizie care eu o să vorbesc aparte, decizia a Curții Europene de Justiție, adică CEDO. În context cu, iată, celelalte activități, decizii, iată, ultima decizie a lor din cu gemeni, e ceva, desigur, eu am rămas la sfârșitul anului ăsta șocat de tot și nu mai știu cam ce să fac în continuare. Bun, eu îți mulțumesc că m-ai ascultat, dacă vrei posta ceva pe... Public integral. Și eu vreau să continuăm, eu vreau să trec de la toate aceste fapte, știi, poate de acum, dacă putem să continuăm, eu vreau să facem ceva ca să le fie de folosință oamenilor. Că foarte multe mizerie, foarte multe minciuni în presă, în televiziune și așa mai departe. Am ascultat și emisiunile lui Kozer, care le face el, ceva. E cum se cheme și asta, cheme niște oameni compromiși, parcă nu sunt alții, știi, tot aceiași care apăreau 10-20 de ani la televiziunile moldovenești, apar și acum, nu știu cum apar, că acolo este vorba și că ca să ajungi la o televiziune trebuie să plătești niște bani, dar asta de acum nu mai vreau să accentuez problema aceasta. Dar și de ce eu sunt gata să fac niște emisiuni pentru cetățeni, adică să facem niște discuții pentru cetățeni. De exemplu, iată, foarte tineretul, deci nu conștientizează ce îl așteaptă, nu conștientizează de ce are necesar, în primul rând, ce e principal pentru om, de exemplu, în primul rând, aerul curat. Deci nu poți respira mai mult, nu poți să existi fără respira măcar, dacă nu respiri o minută, ești terminat. Dacă nu bei apă normală, curată, cât de cât, timp de câteva zile, ești terminat. Dacă nu mănânci o lună, două, maxim 40 de zile, ești terminat. Deci, iată, acestea sunt primele necesități. Și următoarea necesitate, dacă nu ai o locuință confortabilă, viața ta va fi un chip. Vorbim despre asta data viitoare. Da, în anul nou, ca azi, pe stil vechi, e anul nou, cum ar veni, în anul nou vorbim și despre... Cei care se numesc Vasile, Sfântul Vasile, anul nou pe stil vechi, la anul și la mulți ani pentru tuturor și sănătate. Sănătate și noroc. Mulțumim, noroc. Okay.